și Domnul m-a iertat și cred că și frații. Și ce ar vrea să facem? Să facem o rugăciune de reedificare. S-ar putea să nu mai fie alergat cu Domnul, s-ar fi putut să alergăm cu toți care de lucruri pământești, firești. S-ar fi putut să ne îndepărtăm de Domnul, s-ar fi putut să nu mai avem timpul nostru cu Domnul, s-ar putea să rugăciunea noastră să fie seara, când ne punem în pat, în minut, în vosâț, ne punem repede în pat, să te întâlnați, relația noastră cu Domnul să fie răcită. Aș vrea să ne reivindicăm și să spunem Domnului, Doamne, toate cele ce vreau, din nou să mă apropii de Tine. Stă în datoria mea, este responsabilitatea mea, poate fi totul, poate promis, că poți să se ridice munții, poți să se clatine dealurile, dar tu rămâi fix, dragostea ta nu se va muta de la mine. Dacă astăzi dacă sunt prezent, ta este că eu m-am mutat de la mine. Aș vrea să facem o rugăciune care să ne ridicăm și să spunem, Doamne Dumnezeule, am uitat că fac parte din biserica ta și că tu ești șeful, nu eu. Și că datoria mea este să-i slujesc pe frați și să mă dedic lor. Și că datoria mea este să-i iubesc oricum ar fi ei și să le slujesc. Asta e datoria mea. Că mădularul acesta nu poate fi pentru el, ci este pentru alții. Doamne, am uitat. Am crezut că este o organizație, m-am luat după aceștia de la televizor și te-am văzut că ei conduc și dau cu masa, că așa se face și în biserică. Doamne, astăzi din nou vin în Ta, îmi plâng păcatele, Doamne, și te rog, iată, de astăzi vreau să fiu adevărat în biserica Ta și să slujesc. Dacă Tu, Iisus Hristos, m-ai slujit pe mine, dacă Tu, Iisus Hristos, ai spălat picioarele noastre, dacă Tu, Iisus Hristos, într-o zi, când o sta la masă, ne vei servi, Doamne, ajută-mă să înțeleg că astăzi sunt dator. Să te urmezi pe Tine. Să te slujesc, Doamne. Pentru că atunci dau dovadă că Tu ești în mine, Doamne, și că sunt copilul Tău. Și ajută-mă, Doamne, să nu-mi tracă gura. Dacă Tu ești în mine, Dumnezeu și am în mine, Doamne, Duhul Tău, cel că nu poate să-mi tracă gura, Doamne. Și trebuie să vorbesc despre Tine, să vestesc din unul Tău plan și lucrarea Ta care ai făcut-o în mine, că m-ai scos din întunerică la lumină. Doamne, ajută-mă, Doamne, pe aceasta. Amin. Așa se face rugăciunea asta de dedicare. M-a lăsat Dumnezeu la un moment dat într-o geamă cu tătură. Nu mai știam ce să fac. Atâta de greu era și n-am nicio soluție și nu știam și m-am dus înainte la Dumnezeu și zice, Domnul, dar vreau eu te-am lăsat aici și l-am spus ceasă de Dumnezeu. Și te-am lăsat ca să-ți spun că tu trebuie să fii dependent de mine în lucrarea aceasta. Amin! Și am uitat și după vreo 2 ani de zile, Domnul, iar m-am lăsat pe locul și din nou m-am dus înainte acolo și am zis, Domnul, ce se întâmplă? Și Domnul din nou mi-a zis, bărbatule, eu te-am adus aici și îți repet, încă îți mai repet, ascultă-mă bine ce îți spun, exact așa vorbea Domnul. Învață că ești dependent de mine. Așa e. Aș vrea să facem rugăciunea aceasta. Spune, Doamne, Dumnezeu, am văzut că biserica e așa ceva, o fel de joacă pentru copii mai mari, în care noi ne impune, noi ne facem regulile. Doamne, nu dacă Tu ești capul bisericii, Doamne, și când Tu ești capul bisericii, poate lucrurile mele extraordinar, pentru că Tu ești capul bisericii. Doamne, dacă ce este, vreau, Doamne, de azi înainte să mă las la dispoziția Ta, lucrează Tu cum vrei cu comunitatea mea, Doamne. Ambiții mele, egoismul meu, cade la picioarele Tale, Doamne, și de astăzi, Doamne, dacă ce este promit, că ascult glasul Tău, pentru că Tu mi-ai spus că copiii lui Dumnezeu sunt doar cei călăuziți de Domnul Dumnezeu. Nu cei care își fac programe, ei capul lor, nu care fac singur programe, ci cei care sunt călăuziți de Domnul Dumnezeu. Doamne, călăuzirea Ta mă doresc în zile. Dar să fiu și să dovedesc, Doamne, inimii mele și inimii mele, că de fapt sunt copii la Tău. Hai să ne ridicăm la picioare. Și de aceea n-am putut face eu prin cuvinte, să facă Domnul Dumnezeu în timp ce ne rugăm. În timp ce cere de la Domnul lucrul acesta, timpul deschis. În timp ce se depășnească prezența Domnului este în lucrul acesta. În timp ce chemăm numele Domnului peste viața noastră. În timp ce chemăm ca El să ne sfințească și să ne curățească ca să fim din nou vii pentru El.